Excel, ecuația de gradul al doilea. O ecuație de formă ax pătrat plus bx plus c egal 0, unde a, b, c sunt numere reale date, a diferit de 0, se numește ecuație de gradul al doilea cu necunoscuta x. Numerele a, b și c sunt coeficienții ecuației. X este necunoscuta ecuației, a este coeficientul lui x pătrat, b este coeficientul lui x, iar c este termenul liber. Soluția ecuației de gradul al doilea, un număr real care atribuit necunoscutei x verifică egalitatea ax pătrat plus bx plus c egal 0, se numește soluție sau rădăcină a ecuației. Mulțimea soluțiilor ecuației de gradul al doilea. Mulțimea valorilor reale ale necunoscutei x care verifică ecuația se numește mulțimea soluțiilor ecuației și este notată de regulă cu S. A rezolva o ecuație înseamnă a determina mulțimea soluțiilor ei. Observație. În definirea ecuației de gradul al doilea, condiția a diferit de 0 este esențială. Cazuri particulare. Pentru a, b, c, numere reale, a diferit de 0 și b egal cu 0, ecuația devine ax pătrat plus c egal cu 0. Pentru a, b, c, numere reale, a diferit de 0 și c, termenul liber egal cu 0, ecuația devine ax pătrat plus bx egal 0. Rezolvarea ecuației de forma ax pătrat plus c egal 0. Dacă minus c supra a mai mic strict decât 0, atunci ecuația nu are soluții. Altfel, mulțimea soluțiilor este compusă din elementele minus radical din minus c supra a și radical din minus c supra a. Cazul al doilea, rezolvarea ecuației de forma ax pătrat plus bx egal cu 0. Mulțimea soluțiilor este compusă din elementele 0 și minus b supra a. Cazul al treilea, rezolvarea ecuației ax pătrat plus bx plus c egal 0. Împărțim fiecare membru al ecuației cu numărul nenul a, scriem ecuația echivalentă, scriem expresia x pătrat plus bx supra a ca diferență de pătrate, efectuăm calculul minus b supra 2a totul la pătrat plus c supra a, înlocuim rezultatul în ecuația 2 și rezultă ecuația 3 echivalentă, unde am folosit notația delta pentru diferența b la a doua minus 4ac. Cu notația b la a doua minus 4ac egal delta, rescriem ecuația 3 astfel. X plus b supra 2a totul la pătrat minus delta supra 4a la pătrat egal 0. Delta se numește discriminantul ecuației. Fiecare dintre cele trei cazuri posibile, adică delta mai mic strict decât 0, delta egal cu 0, delta mai mare strict decât 0, împreună cu ecuația notată cu 3, determină mulțimea soluțiilor ecuației ax pătrat plus bx plus c egal 0. Concluzii privind soluțiile ecuației. Dacă delta este mai mic strict decât 0,
atunci ecuația nu are soluții în mulțimea R a numerelor reale. Deci S este mulțimea vidă. Dacă delta e egal cu 0, atunci ecuația are două soluții reale egale, x1 egal x2 egal minus b supra 2a. Dacă delta este strict mai mare decât 0, ecuația are două soluții distincte în mulțimea numerelor reale R. Spunem, x1 este egal cu minus b supra 2a, minus radical din delta supra 2a, și x2 este egal cu minus b supra 2a plus radical din delta supra 2a. Pe scurt, într-o formulă concentrată, x1,2 este egal cu linie de fracție minus b plus minus radical din delta supra 2a. Sesiune de autoevaluare. Exemple de rezolvare prin calcul matematic. Iată asociate formulele Excel de calcul pentru discriminantul delta, pentru studiul soluțiilor ecuației pentru calculul soluției x1 pentru calculul soluției x2. Iată și un produs informatic ce realizează rezolvarea unei ecuații de gradul al doilea. Ecuația luată sub lupă este x la a doua minus 5x plus 6, coeficienții a, b, c ocupă celulele c5 de 5, e5. Formula de calcul pentru discriminant copiată pe verticală în celulele aferente, studiul ipostazelor în care se poate afla delta, calculul soluției x1, formula de calcul pentru soluția x2. Ne propunem să rezolvăm ecuația de forma x pătrat minus 3x plus 2,25. Coeficienții sunt 1, minus 3 pentru B și 2,25 pentru termenul liber C. Formulele sunt copiate, rezultatele au apărut. Dacă dorim să schimbăm modul de afișare al unei soluții, apelăm la fracție. Sesiune de autoevaluare. Rezolvați următoarele ecuații de gradul al doilea. Vă mulțumesc!